Salut la toți! Azi încerc să fac o comparație între bec de 100 de W, model vechi de pe templul Lenin, cum spune, și de tip de ăsta nou, cu LED. Becul e nou nouț, de... Nu știu dacă se vede... Nu se face focus aici. E 27, 56 de SMD-uri în trânsul. De SMD 57-30. Așa. Îl scoatem de aici. Ca de felul ăsta. Puteți să le numărați. Întâi, stâng lumina care tot acum arde, e bec de ăsta care ultima dată v-am arătat, de SMD de 56, e ca tocmai când îl dai aproape, începe licări. E ca de aici ea, se termină licăreala. Op. Acum stâng lumina și o să prind becul ăsta de 100 de W Lenin. Păi și șede numai lampa de la computator. Și o să includem becul în priză. Și ca și se vede în casă. Se vede parcă nu e de 100 de W, dar parcă e de 40. Cum am învățat de-amu cu ăsta de SMD, parcă lunează mai tare decât ăsta. Undeva de două ori. Mai tare decât un bec de 100 de W. Straniu. De fapt, nu mă uitam mult la becuri, cu becurile astea să mă folosesc. Și acum o să includ pe stand. Și atât cu o mână. Așa. Ну, кам тут ашеш. Ектолы. Кам тут ашеш ламин. Ну, очказ, дека прин беку дейте сус, кум шадил сус, парк и лунина май птерник. Ади каком иранжаты тот камера. Așa. Cu două becuri, clar că lumina mea puternică în casă. Asta e. În orice caz e... Un pic e... Cu LED e mai puternic, îmi pare mie, decât ăsta de 100 de W al lui Lenin. Sperăm că a fost de folos informația care am făcut-o, comparația care am făcut-o. Succes la toți!